Turnul Chindiei, simbolul municipiului Târgoviște, a fost construit în secolul al XV-lea de către domnitorul Vlad Țepeș în timpul celei de-a doua domnii, fiind utilizat în scopuri militare. Între anii 1847 și 1851, turnul a fost complet restaurat de către domnitorul Gheorghe Bibescu și a fost înălțat cu aproximativ 5 metri față de construcția inițială, dându-i dimensiunile pe care le vedem astăzi, 27 de metri înălțime și 9 metri în diametru. Accesul în interior se face cu o scară în formă de spirală. Ultimele lucrări importante de restaurare a interiorului datează din anii 60. În prezent, turnul Chindia este cea mai importantă atracție turistică a județului, iar autoritățile au în plan un proiect prin care să fie întărită structura de rezistență și să fie adăugate elemente de siguranță în vârful turnului. Același proiect are în vedere și Biserica Paraclis, aflată la baza turnului Chindia, dar și restaurarea picturii din Biserica Mare Domnească. Pentru exercițiul financiar 2014-2020, două dintre muzee sunt în atenția Consiliului Județean Dâmbovița și se lucrează în momentul de față la temele de proiectare, astfel încât să avem daliul și toate celelalte necesare pentru depunerea în vederea accesării de fonduri europene. Este vorba de școala de cavalerie, deci fosta unitate militară 014-17, unde intenția este să fie restaurată și să se amenajeze muzeul de care făceam vorbire anterior, iar un al doilea proiect se leagă de Curtea Domnească. Ne interesează să restaurăm pictura în Biserica Mare Domnească și de asemenea să restaurăm turnul Chindiei și Biserica Paraclis, acestea două fiind luate împreună, întrucât turnul Chindiei este, putem spune, parte componentă a acestei biserici, fiind ridicat pe pronaosul bisericii. Ne interesează să restaurăm turnul și, de asemenea, să adăugăm câteva elemente de siguranță care să vină în sprijinul vizitatorului. Mă refer la acea platformă exterioară a turnului. O componentă importantă a proiectului o constituie restaurarea picturii din Biserica Mare Domnească, etapă care încheie, practic, procesul de restaurare a bisericii, început în urmă cu mai mulți ani. Biserica Mare Domnească are nevoie de o intervenție de restaurare a picturii. Prin proiectul anterior de restaurare s-au realizat toate etapele anterioare, și anume partea de structură de rezistență, refacerea acoperișului, iar în momentul de față mai avem nevoie de intervenție pe partea de restaurare a picturii. Odată restaurată pictura în Biserica Mare Domnească, putem spune că acest monument a fost restaurat pe de-a întregul. Sigur că valoarea este una foarte mare. După cunoștința mea, din discuțiile pe care le-am avut cu experți restauratori, suma poate ajunge undeva în jurul cifrei de 1.700.000 de euro, deci este o cifră importantă, însă credem că vom putea realiza acest lucru pe fonduri europene în perioada 2014-2020. În privința picturii au mai fost făcute, realizate intervenții în anii din urmă, mă refer în anii 1960, în anii 70, și o ultimă intervenție în perioada în care curtea a fost în restaurare. Este vorba de o intervenție realizată de experți pentru a stabiliza stratul suport al freșei, pentru că exista la momentul respectiv posibilitatea ca acesta să se desprinde în momentul în care au fost realizate forajele în miezul zidului pentru structura de rezistență. Sigur că pictura din biserică este monitorizată de către colegii noștri permanent și atunci când sunt probleme de săruri sau, eu știu, de altă natură, intervenții de mică natură, consolidări, acestea se realizează de către colegii noștri, întrucât în muzeu avem un coleg care este expert în restaurare frescă. Este vorba de Andrei Scărlătescu. În prezent, atât turnul Chindia, cât și Biserica Mare Domnească pot fi vizitate în cadrul Complexului Național Muzeal Curtea Domnească din Târgoviște.